Suetonius, 12 cezari. Suetonius tipul ăsta a trăit pe timpul lui Traian, da? Când eram noi cuceriți de romani. Pe timpul Traian și Adrian. Și el a scris o carte foarte importantă, deoarece tratează exact istoria celor 12 cezari, adică celor 12 împărați romani de până la Traian. Și are un stil pe alocuri tabloid. Adică exact ca, nu știu, cum ați găsit articole acum, Libertatea, în click, dând pe față multe dintre, nu știu, părțile interesante, nu, asta sună aiurea, nu, părțile negative, dar, na, zemoase, ca să zic așa, ale vieții împăraților. De exemplu, povestea despre cum Caligula și-a făcut senator calul lui preferat, pe calul lui preferat l-a făcut senator. Povestea, de exemplu, despre Augustus, cum avea o preferință pentru virginele negrese și Octavia, nevasta lui, le și provăduia, ca să zic așa. Pe de altă parte, are și latura serioasă și puteți afla despre niște personaje care au influențat Europa timp de 100 și ceva de ani și practic a făcut-o să arate cum arată acum. Puteți afla cum timp de 100 de ani s-a dezvoltat Imperiul Roman, practic sub acești 12 împărați. Dacă v-a plăcut, vă recomand după aceea Istoria Augustă, despre care vă voi vorbi în alt episod.